Seară mare pentru FCSB, reușește multe victorii în această dispută pe care a susținut-o Ghencea. În primul rând o bate pe CFR, rămâne pe primul loc cu maximum de puncte. În al doilea rând aduce aproape 30.000 de spectatori pe Ghencea la prima apariție pe acolo. Un meci disputat într-o atmosferă absolut fabuloasă, fără incidente și evident că nu există motiv din acest moment ca FCSB să nu fie primit acolo și la meciurile următoare. Prima ocazie fiind chiar săptămâna viitoare, numai departe de joi, la meciul cu Norseland în turul 3 din Conference League. Discutăm după acest FCSB-CFR 1-0 împreună cu Basarab Pandurul și Constantin Zota. Bună seara, domnilor! Salut! Evident că așteptăm și reacții de acolo, de la stadion din Ghencea, și o să vă întreb când o să vină cineva. Pandi, impresii despre meci. Prima impresie este că FCSB-ul a jucat mai mult fotbal decât CFR-ul. După părerea mea, a fost echipa mai bună, echipa care știe să combine, care joacă în viteză, care joacă din undoiuri, iar CFR a fost bun atâta timp cât a încercat să închidă toate culoarele spre poarta portarului. Poarta apărată de portar. Doar că dacă trebuie să discutăm ceva, cred că trebuie să discutăm de schimbările făcute din minutul 60, care, după părerea mea, au schimbat De către CFR, după părerea mea, au schimbat soarta meciului. Și acum, întrebarea este ce a vrut Mandorlini în momentul ăla. Mandorlini a simțit că FCSB-ul poate fi bătută și a riscat, scoțând un fundaș central pe Morgan, jucând cu patru fundași, sau a greșit? Impresia ta care? Impresia mea este că nu a făcut bine ce a făcut. De ce? Pentru că jucând cu trei fundași centrali, FCSB-ul nu a avut ocazii. Poate în prima repriză un șut al lui Coman, dar și ăla la colțul scurt, nimic interesant. Din momentul ăla s-au schimbat lucrurile. De ce spun că nu au avut ocazii? Pentru că Olaru, care este un jucător, un Inter, mult mai mult decât Djokovic, care probabil că joacă undeva cu șut acolo, amândoi închizători, altceva decât Olaru, nu a putut să pătrundă printre fundași și central, tocmai din cauza asta, pentru că CFR-ul a avut trei fundași centrali și el, dacă trebuia să intre din Inter, intra într-un fundaș central. Ei, s-au schimbat toate, de unde ai jucat cu 5, deodată joci cu 4 și impresia mea este că nu că vrei să câștigi meciul, că îi dai posibilitate FCSB-ului să-ți marcheze gol. FCSB-ul face o schimbare, de fapt Gigi face o schimbare, îl introduce la pauză pe Companiu, care este foarte șmecher la penaltiul scos. Nu cred că trebuia să fie niciodată un penalti. El îl simte într-un fel pe Jvec în spatele lui, protejează mingea în așa fel încât Jvec, în momentul când ar vrea să se ducă cu piciorul spre minge, să dea, dacă ai deschis discuția, dar merge să-l ascultăm pe Companiu și apoi ne întoarcem să vedem dacă penaltul e corect acordat. Ca suntem pe drum bun, dar trebuie să mergem înainte. Dar cum e pentru tine golgheterul campionatului trecut? Să vezi că pe poziția aceasta de număr 9 joacă alți jucători, poate unii care nu au evoluat în cariera lor ca număr 9, iar tu să fii pe bancă. Nu știu ce să zic, e normal că muncim pentru să fim titulari, dar avem lotul mare, jucăm fiecare trei zi, antrenorul și staff tehnicul face decizie, dar noi trebuie să fim profesioniști și când intrăm, dacă sunt 10, 5 sau 20 de minute, trebuie să dăm totul și să ajutăm echipa. Dar tu te simți apreciat 100%? Ce pot să zic? E ciudat, cum am zis, dar nu mă gândesc la asta, eu încerc să dau totul, să fii patron și stafful tehnic mândru de mine și, cum am zis, avem un lotul mare și important e să fim uniți și când intrăm pe teren să dăm totul. Ai un singur meci ca titular în acest sezon, meciul tur din Bulgaria. Cum e pentru tine acest rol? Că bănuiesc că te așteptai la mai mult. Cred că n-am două titulare. Ambele în Europa. Da. Da, cum am zis, normal. Eu cred un meci jucat 90 de minute, la asta mă refer. Că până acum am înțeles. Ai tot fost introdus câte 20, da, 40. Da, nu, cum am zis, e normal că fiecare jucător vrea să joacă de la început și
pe tot minut, dar avem, jucăm în fiecare trei zi, poate că asta vrea să menajează energie, nu știu, cum am zis eu, toată lumea muncește pentru să joacă cât mai mult, dar cred că cel mai important este să fim pregătite că când jucăm să dăm tot. Cum ai simțit pe cei de la CFR Cluj? Ai jucat și împotriva, și anul trecut împotriva lor. Crezi că și anul acesta se vor bate la titlu? Sigur, sigur că da. E o echipă foarte, foarte bună, cu antrenorul foarte bun. Au schimbat mult și de anul trecut și cred că 100% o să bate și ei, o să avem și ei pentru lupta la titlu. Ai dat startul la bucurie în momentul în care ai marcat, ai făcut gesturi către tribuna. Da, suporterii sunt foarte, foarte frumoși și era foarte important pentru noi să facem cadou la ei cu acest victorie și mai ales sunt foarte fericit că a venit cu golul meu, dar nu e important, important că să avem castigat acest meci și, cum am zis, victoria aduce victoria, adună victorie și trebuie să continuăm așa. Mulțumim. Mersi. Bun, l-am ascultat, am văzut cum a executat penaltiul. Haideți să vedem dacă decizia lui Bârsan este corectă. Pentru că tu spui, dacă tu spui companiul e șmecher, asta lasă să se înțeleagă că nu e un penalti 100%. Nu. Altfel ai fi spus, nu, penalti, nu, clar. Nu. N-am spus că nu e 100%. Spun că e un penalti șmecher pentru că e scos de el. Da? El așteaptă, el practic nu se pare penalti, clar? Mi se pare că intră în el. Vreau să văd ce spune și... Deci aici mingea este pasată către companiul care o are sub control. Aici vedem clar. Normal că o procedează, o protejează puțin pentru a o prelua în direcția în care dorește. Dar Jvec vine din spate și din neglijență, da, el îl împiedică pe companiu. Vine cu genunchiul asupra gambei și această împiedicare îi provoacă căderea lui companiu. Mi se pare că nici măcar nu e șmecher companiul la faza asta, ci Jvec este serios? Este foarte șmecher. Ce face companiul? Pune piciorul stâng pe direcția piciorului lui Jvec. Jvec vede mingea. Asta spune. Nu, el o pune acolo. Vezi că ține mâna. El îl știe. Îl știe pe adversar. Pune mâna pe adversar și lasă mingea ușor. În momentul când Jvec vrea să asta, se trezește că de fapt e piciorul lui companiu. Uite mâna lui companiu. Vezi? Companiu știe că Jvec este acolo. Știe, dar este inteligent. Asta spun. Jvec este cel care nu apreciază bine. Jvec este cel care nu greșește. Trebuia să bage niciodată piciorul sigur acolo, mai ales da, că este în spatele atacantului. Și nu pe partea aia. Măcar vine în față ca să... Da, nici n-ai ce să intri acolo. Pe partea. Dar asta spun, că el îl știe, îl vede. Îl vede, pune mâna, pune piciorul. Jvec se duce, crede că poate să dea în minge și când dă în minge, dă direct în piciorul lui. Vezi că poziția lui este de a proteja mingea într-un fel, da? Și de a-l obliga pe Jvec să-i dea peste picior. El nu face nimic care să te facă să crezi că de fapt face o preluare pe poziție viitoare spre poartă. Dar asta o face el având mingea sub control. El deja știa când a venit mingea spre el că Jvec e acolo și că asta o să se întâmple. El asta a știut, că de asta dar face. Dar oricum nu e vorba doar de penalti, el a avut o prestație foarte bună. Dar este prea ușor dat? Care este părerea ta? Nu, mi se pare penalti. Mi se pare că evident, intră destul evident de tare. Încă o reacție din Ghencea, la sutăm pe Camora. Bună seara, Mario. Cum a fost meciul din seara aceasta? Bună seara. Un meci echilibrat. Adevăr că poate eu am avut mai multă oportunitate de gol. Noi știam că prima 15 minute ei veneau cu pressing sus. Dar eu zic că a fost un meci echilibrat. La mici detalii s-au decis meci, o atmosferă frumoasă, un stadion frumos și asta este, trebuie să mergem mai departe. Cum comentezi penaltiul pe care l-a obținut companiul? Pentru că te-am văzut discutând și cu arbitrul. Mi s-a părut prea ușor, de pe teren. Sincer, nu am văzut imagini, nu am vorbit cu nimeni, dar mi s-a părut prea ușor. Și dacă se dai prea ușor acest penalti, înainte, nu știu de unde a venit mici, dar eu am văzut că l-a atins mână, în careu, și o are mână departată de corp. Am văzut, s-au văzut, eu de pe teren am văzut acum. Dacă ea e dai prea ușor, trebuia să dai și înainte. Putea nu ajungem acolo, la faza aia. Dar, dacă strigăm un pic la arbitri, așa este. Este frustrant să pierdeți așa? E frustrant că să pierzi așa, că sunt astea mici detalii că te împinge echipa și mai în spate. Echipa,
pic obosită. S-au văzut și acest lucru, că m-a largat foarte mult joi, dar și ei au avut meci, nu e o scuză. Acum trebuie să avem această pauză, trebuie să lucrăm bine, să revenim cu o victorie. Ești de multă vreme la CFR Cluj, ai trecut prin multe echipe. Cum vezi acest moment cu toate aceste transformări, toate aceste veniri, toate aceste plecări? Echipa e în continuare capabilă să se bată la titlu? Tu cum o simți? Asta e normal, orice echipă, adevăr. A fost multă plecare. Știm cu toți care au fost situația la club. Noi ne bucurăm că s-au rezolvat și cu noi jucători. Nimeni nu a plecat fără bani. Trebuie să ne dați timp. Echipa a demonstrat deja că poate. Noi sperăm să ne batem la titlu. De asta am spus, va fi bine și această pauză. Jucători că nu sunt foarte bine pregătiți au această pauză să revină mai bine pe teren și să revină la următorul meci cu o victorie. Cum v-a afectat eliminarea din Conference League și dacă puteți profita de acest aspect pentru a vă concentra pe campionat? Putem profita, jucăm săptămâna în săptămână. Nu vroiam asta. Eu sincer nu vroiam. Vroiam să joc dintre zile, că era un semn că eram toți în competiția europeană. A fost dezamăgitor pentru noi că am luat gol la ultima fază. Eu zic că dacă mergeai meci pe prelungire, noi ne calificam. S-au văzut că s-au simțit că ei nu mai puteau. Da? Asta este. Doresc multă baftă tot celelalte trei echipe și sper să ajunge în grupă. Asta doresc din suflet, să ajunge în grupă, care e bine pentru fotbalul nostru. Pe lângă rezultatul din teren, cum ai simțit revenirea aici în Ghencea? Tu ai mai jucat pe fostul Ghencea împotriva FCSB. Mie, sincer, îmi place foarte mult. M-a plăcut atmosfera, felicit suportul pe care au fost aici și felicit și mai mult pe suporterii noștri care au venit. Au fost departe, a fost un drum lung, dar o atmosferă frumoasă și, cum ați văzut cu toți, asta vrem cu toți să jucăm cu stadion plin, ce e bine pentru fotbalul nostru. Și din ce în ce, acest sezon, văd că orice stadion, am văzut și un pic prima repriză de la Petrov, am văzut că era și multă lume acolo și e bine pentru noi. Mulțumim! Mersi. Da, l-am stat pe Camara, el aduce aminte de o fază la care CFR a solicitat penalti. Când minge, mâna lui Daua este atinsă. Exact. Haideți să vedem și acel moment, să vedem cum, dacă a judecat bine sau nu din punctul nostru de vedere, Bursan, pentru că decizia lui în teren am văzut-o. Da, este clar că mingea se duce. Mingea se duce, da. Numai că mingea, mâna este în spate, iar mingea vine după ce este atinge, cred că și pământul și piciorul lui Daua. Nu se impunea acordarea unei lovituri de pedeapsă, este o decizie corectă și de data asta lui Bursan. Spune-mi ceva, dacă în spatele lui Daua, pe 6 metri, mingea, să spunem că trecea de Daua, era un jucător de la CFR care trebuia să bage mingea în poartă. Mingea nu mai ajunge la jucătorul CFR-ului pentru că îl lovește pe Daua în mână. Are vreo treabă? Schimbă asta cu ceva? Nu schimbă cu absolut nimic, pentru că tu trebuie să încadrezi faza cu un articol de regulament. Articol de regulament care spune că lovește mingea în mod intenționat. Pentru că mingea este deviată de jos de lovirea piciorului și de teren, nu se consideră lovirea mingei cu mâna intenționat. Dacă mingea, chiar dacă era în spate, da, lovea direct mâna, da, atunci era penalti. Numai că nu se întâmplă asta în faza de aici. Da, dar asta spun eu, că jucătorul de la CFR Cluj vine și spune: domne, ajungea mingea la mine dacă n-ar fi dat cu mâna. Da, nu e un criteriu. Nu, asta eu întreb să vedem, da, pentru că poate cineva să se gândească la treaba asta. Domne, dar dacă... E ca la 11 metri, ai văzut, când intri în teren nu se dă nimica, dar dacă intră în teren și jucătorul ăla respinge mingea, e altceva. Da. Exact, și aici mă gândeam că luăm poate să fie altceva. Luăm o scurtă pauză comercială, ne întoarcem, așteptăm în continuare reacții din Ghencea. Am revenit în studio după FCSB CFR 1-0. Dacă ar fi să remarci așa jucător individual, pe cine ai remarca de la ambele echipe, Pandi? Olaru cred că a fost bun. Chiricheș nu. Chiricheș, ca să trec slab, de la una, da, la alta. Nici Daua n-a fost rău. Companiu numărul 1. Companiu a intrat bine.
Coman, nu știu, parcă a făcut meciuri mai bune, nu? A făcut sigur meciuri mai bune. A făcut sigur meciuri mai bune. Nu rău. Nu rău. Mi s-a părut că s-a implicat mult mai mult decât la alte meciuri. Adică l-am văzut și în faza de apărare, încercând să recupereze mingea. Pe faza de atac mi s-a părut că face lucrurile mai în viteză. Adică, după părerea mea, e un început spre ceva ce ar trebui să fie bine. Așa cred. Două poziții care nu-i sunt... Da, începe anul foarte bine, după părerea mea. El termină cu un gol acolo, da, cartonaș, nu știu ce, dar acum începe anul foarte bine. Două goluri nu e rău. Dar ce... în seara asta chiar i-aș da un plus, dacă mă... Știi că i-aș da un minus el. Care vine după meciurile trecute. A început meciul cu două ezitări destul de mari târnovan. Pe o centrare iese pe sub și poate să iasă acolo, pe sub centrare și poate să iasă gol. Și plus acea respingere în față la... Da, pentru că acolo a apărut o schemă centrare pe colțul lung, unde vin trei jucători tot timpul. Cresici, acolo este o ezitare clară a lui Târnovanu. În schimb, la ocazia aceea, și vreau să vedem ocazia CFR-ului, Bara, din prima repriză, dacă șutul lui Yeboah este... trebuia respins altfel. Când e prins, în niciun caz. Este foarte bun șutul. Yeboah își face șutul spre... prima bară și întoarce practic șutul spre bara a doua. Da. Oricât de tare e șutul, cred că datoria ta ca portar e să nu respingi mingea în față. Nu știu, ai respins-o puțin mai în față, vine Muhar acolo și aici, noroc cu Daua. Daua vine Daua, foarte bine aici. Daua, să știi că nu a fost rău deloc. Ai vreo explicație de ce totuși Chiricheș are acest nivel slab în acest meci? Cred că are nevoie de meciuri, cred eu. Nivelul ăsta de antrenamente, de meciuri, cred că îl va ajuta. Dar în seara asta, eu n-am văzut la el, mi-aduc aminte de multe meciuri ale lui la națională. Ai văzut atâtea pase greșite într-un meci? În care se pună pe adversarii în poziție de a marca gol. Da. Adică și el cu mingea la picior, fără să fie... Ma, nu mai zic și de faultul ăsta aici. Adică vorbeam de Daua, că Daua trebuie să înțeleagă, să nu se mai ducă în margine. Să... Dar tu, Chiricheș, faci și tu tot astea? Uite, referitor la faultul ăsta, Pandi, cred că a fost... Fiind la începutul meciului, cred că a fost momentul în care... Pasă. Da. Uite aici pasă, uite ce gol putea să iasă aici. Care asta e o ocazie mare. Asta e o ocazie mare. Foarte mare, da. În care Bârsan intervine pentru prima oară, intervine corect, cu promptitudine, cu cartonaș galben la capitanul, la jucătorul cel mai titrat de la FCSB și cred că atunci i-a anunțat pe toți jucătorii că el e șeful pe teren. Și Bârsanu a făcut un meci foarte, foarte bun în seara asta. Dar să știi că nu e ușor, pentru că te poate păcăli în prima fază. Da. Zici că se duce cu piciorul, dă în minge. Da, dar dacă ești foarte atent, vezi că piciorul cu al doilea picior vine cu și prinde piciorul lui Yeboah. Nu avea cum să nu-i dea cartonaș galben. Da, foarte multe greșeli, dar eu cred că ușor, ușor. Multă lume spune că nu e și aici, iară tot greșeala lui, iară putea să iasă gol de aici. Dacă ia fața acolo Krasnici, s-ar putea să fie gol și ăsta. Adică faptul că nu se vede pe tabelă este în favoarea lui. Dar cât o să continui să faci așa? Pentru că la un moment dat se vede. Eu cred că, ți-am spus, cu meciuri poate să arate mai bine, da? Să vedem, pentru că în seara asta e mult sub Chiricheșul ăla pe care îl știam noi. Mai este o fază din perspectiva arbitrajului, pentru că le-am tot văzut așa pe sărite. În minutul 58, o fază la care pe comentariu Emil Gădinescu părea mai tentat să spune că e penalti pentru FCSB. Asta este faza. Apropo, erorile au fost de bună calitate în acest meci. Mie nu mi s-a părut fault aici. E Ziv Morgan cu Popescu. Cu Popescu. Da. Pune piciorul în pământ. Poate că l-atinge puțin, dar odată ce l-atinge, Tai Popescu cade încercând să obțină o decizie favorabilă echipei sale.
Mi se pare o decizie și de data asta bună a lui Bârsan. Vezi ce spuneam, că înainte de meci sunt jucători la FCSB care inventează lucruri. Tavi Popescu este capabil în momentul ăsta să facă în așa fel încât să-l aștepte pe adversar să-i dea cu piciorul peste piciorul lui. Da. Da? Să facă scheme, să facă ce face, îl așteaptă și în momentul când îl vede pe adversar că vrea să ducă piciorul spre minge, îi bagă piciorul în față sau pleacă într-o parte. La CFR nu știu dacă vezi, sau cel puțin în primul 11, nu erau jucători care să deci facă erau, lucrurile astea. Ce spuneam, erau 8 apărători, da, și cu 2 jucători de atac, nici ea cu vreo mare tehnică, da? Cam toată echipa a fost făcută pe luptă și asta m-a mirat pe mine. De cât timp ai făcut echipa pe luptă, cât ai jucat cu 3 fundași centrali, nu ai avut probleme. Din momentul în care probabil că o să spună că am vrut să câștigăm meciul pentru că am văzut, dar ce ai văzut? Că mie mi se părea că FCSB-ul nu este vulnerabil în momentul ăla. Adică, ok, văd niște lucruri și atunci mă duc să atac, să câștig meciul. Dar nu-ți dădea impresia FCSB-ul că este vulnerabilă. Tu ai făcut schimbările, din momentul ăla, după părerea mea, s-a rupt. Am văzut, practic, că ai antrenat un singur lucru, să ne apărăm, să stăm grupat și să încercăm pe contraatac, pe atac organizat, când ajungem în terenul advers, să ajungem la poarta adversă. Dar când ai terminat meciul cu Filip în partea dreaptă, cu jucători de calitate, da, mai mare ca cei din prima repriză, de la mijloc în sus, n-au știut ce să facă cu mingea. Asta a fost impresia mea. Aș vrea să... A, e Chiricheș. Urmează Chiricheș, da. Hai să mergem să-l ascultăm și ne întoarcem. Da, ok. Cum te-ai simțit la revenirea în Ghencea? Cum ai găsit-o? Bună seara! În primul rând aș vrea să le mulțumesc tuturor celor prezenți la stadion în seara asta. Au făcut o atmosferă incredibilă și ne-am simțit cu adevărat acasă. Printre cei care au venit au fost și foștii tăi colegi, Gardo și Suca, la tribune te urmărit. Da, da, chiar i-am văzut și da, cred că a fost un eveniment frumos și da, unde nu trebuia să lipsești, să spun așa. Dar ce emoții ai regăsit, dacă ai regăsit pe acest stadion pe care ai jucat multe, multe meciuri importante? Da, e un stadion nou. Poate și-a pierdut un pic din spiritul de altă dată, dar e un stadion frumos, un stadion unde m-am simțit bine și sperăm să mai avem ocazia să jucăm aici. Meciul cum a fost? Deși ați avut posesia, ați și suferit, au avut și ei acea bară. Eu cred că am controlat jocul și ca posesie și ca momente de poartă. Da, au avut și ei ocazii, dar nu din ce am simțit eu în teren, nu ceva extraordinar. Tu cum te simți din punct de vedere fizic? Din ce în ce mai bine? Da, sunt bine. Azi am jucat 90 de minute și e clar o îmbunătățire. Bine, da, după 2 luni în care nu am jucat, am jucat 45 de minute în primul joc, apoi din nou 45 în meciul de Conference League. E bine că încep să prind ritm, să joc mai mult și asta mă ajută. Dar poți să joci așa din 3 în 3 zile? Acum mă simt bine, e clar că am nevoie să mă recuperez și sper eu să prind mult mai mult ritm, să simt mai bine, să mă simt mai bine cu colegii și să joc în fiecare meci. La cum a început echipa în sezoanele anterioare, cred că nimeni din vestiarul vostru nu se gândea la un asemenea început de sezon de vis, până la urmă cu victorii pe linie. Să-l numesc sezon de vis ar trebui... Început de vis. Da, da, început de vis, da, clar. E un început foarte bun și noi ne dorim foarte mult să continuăm așa. Simțim că suntem bine, avem încredere, avem plăcerea asta de a juca și atunci când câștigi, asta îți dă moral, îți dă încredere să mergi la următorul meci și să câștigi din nou.
următorul meci în Europa foarte important, cu o echipă cu nume ceva mai mare decât cea pe care ți-a întâlnit-o în runda trecută. Cum vezi acest joc? Da, chiar am văzut ceva imagini cu North Zealand. Sunt o echipă bună, o echipă care au posesie, joacă bine, sunt agresivi. Sperăm să găsim un plan foarte bun de joc și să câștigăm și să ne calificăm. Crezi că veți juca din nou în Ghencea? Crezi că ați trecut testul? Eu îmi doresc foarte mult să jucăm aici. Ați văzut, a fost o atmosferă incredibilă și cred că ne-ar ajuta să jucăm din nou aici. Mulțumim! Mulțumesc și eu! Da, l-am auzit pe Kirikeș. E interesant modul în care va aborda FCSB meciul de joi din perspectiva lui Kirikeș, dacă va fi titular sau nu, pentru că ar fi practic al doilea meci de cel puțin 60, 70, poate 90 de minute de curs de 4 zile. Eu cred că va juca titular. Și eu cred la fel. Păi, cred că pentru asta l-a adus. Păi, da, dar atenție, el e un jucător care a suferit multe accidentări, de data recentă mă refer. N-are nici pregătirea făcută în cantonament și ar fi două meciuri de 90 de minute în decurs de 4 zile. De asta spun aici, că stafful, preparatorul fizic poate să spună exact dacă... Sunt 4 zile totuși. Da. Bun, da. Am vorbit ceva mai devreme despre Mandorlini și acum vreau să-i ascultăm explicațiile antrenorului italian, cel care, repet, în minutul 60 face o schimbare în regimul tactic al echipei, trece dintr-o apărare în 5 la una în 4, după 7 minute, practic, echipa lui primește gol. Bună seara, mister. Unde credeți că s-a pierdut meciul? Noi nu l-abbiamo perso meci, ci hanno fatto perdere meci. Ha deciso arbitro. Non è andata a vedere VAR, era chiaro fallo di rigore, mano di Dawa, e dopo 5 minuti ha dato rigore inesistente, visto, rivisto 10, 20, 30, 50 volte, e lui non è andato a vedere. Rigore chiaro, perché Dawa mano lontano da braccio, da corpo, e dopo 2 minuti ha dato rigore inesistente. Arbitro ha deciso partita, non Steaua. Steaua, complimenti, ha fatto buona partita, ma ha deciso arbitro, non è andato a vedere. Incredibile, noi abbiamo visto, io credo che avete visto anche voi in studio, quindi è inutile parlare di tante cose, due squadre che hanno cercato, noi stanchi, loro pure, hanno giocato una buona gara, ma l'episodio chiaro è stato un errore clamoroso. Noi nu cred că am pierdut acest meci și arbitrul a decis câștigătoare. A fost clar penalti la Daua și a depărtat mâna de corp. Deci este clar, am văzut faza de 10, 20, 50 de ori și nu a fost și a fost hands. În ceea ce privește penaltiul acordat lor, inexistent, arbitrul a decis această partidă, nu Steaua. Pentru ei, sigur, complimente, pentru că a fost un meci bun, dar cred că arbitrul a decis rezultatul acestei partide. Am văzut și eu și cred că ați văzut și voi în studio. Credeți că dacă nu era acest penalti dictat de arbitru, alta era soarta meciului sau s-ar fi terminat egal? Ați reușit să înscrie cei de la FCSB dacă nu primeau acel penalti? La partita se non era penalti. Non so, fino a prima di penalti era 0-0, ma noi ha avuto prima occasione di rigore. Due situazioni hanno cambiato. A noi non ha dato rigore, mano chiara, limpida, vista tante volte, come ho detto prima, e loro ha deciso con calcio di rigore. Questi sono episodi che decidono partite e hanno deciso. Io non so per quale motivo non ha dato a nostro quando il braccio è molto lontano da corpo e dopo ha cambiato completamente e ha dato rigore a loro. Solo lui ha visto questo rigore, comunque ormai non conta più, rimane amarezza. Non eravamo sicuramente più stanchi di loro, abbiamo speso molto con la partita con Adana, però match in parità, loro fatto buon inizio a gara, noi abbiamo avuto occasioni, palo. Partita equilibrata, decisa non dalla squadra, ha deciso da altra persona.
Nu știu ce să spun, până la penalti scorul era 0-0. Noi am avut primul penalti pe care trebuia să-l acorde. Cred că arbitrii au decis rezultatul acestui meci. Sunt episoade care decid aceste jocuri. Nu știu de ce a dat penalti, de ce nu a dat penalti și pentru noi, când mâna era atât de depărtată de corp. Cred că acest penalti pe care l-a acordat doar el l-a văzut. Într-un final rămâne rezultatul. S-a văzut puțin că noi eram mai obosiți decât ei. Am pierdut multă energie în meciul cu Adana. FCSB a început bine meciul, iar apoi noi am avut ocaziile. Cred că a fost un joc echilibrat, decis de altcineva decât de jucători. Cât de dificil e să antrenați într-o asemenea situație cu mulți jucători care pleacă, la fel de mulți care fi... E posibil chiar să mai plece alții? E dificil, però non possiamo allenare. Adesso abbiamo un po' un periodo in cui possiamo allenarci bene, perché non giocheremo neanche prossima partita, il campionato si ferma, quindi avremo modo di lavorare su tanti giocatori, però oggi siamo arrabbiati, siamo tristi, perché credo che partite importanti, e questa era una partita molto importante, io credo che il VAR deve decidere, hanno messo una condizione, una situazione importante per aiutare arbitri in situazioni difficili. Lui deve andare a vedere e deve andare a vedere anche seconda situazione. Lui non ha fatto né una né l'altra. Io non so cosa sia successo, ma questo ha determinato la partita. E greu, dar acum e partea bună că vine o perioadă în care putem să ne antrenăm, pentru că pentru noi campionatul se oprește etapa viitoare, vom lucra mai mult. Suntem din păcate triști și nervoși, pentru că la meciurile importante VAR-ul trebuie să ajute. Au făcut acest sistem tocmai să le fie de folos arbitrilor și ei trebuie să meargă să revadă fazele, atât prima cât și cea de-a doua, însă nu a mers să vadă pe niciuna la VAR. Vă temeți că o să rămâneți fără Berligia? Că o să plece? Molto. Berligia, giocatore bravo, ha fatto bene, alla fine era molto stanco, ma sono tanti giocatori bravi, Cefere, che hanno bisogno anche di fare allenamenti. Adesso abbiamo avuto poco tempo perché abbiamo giocato tante partite, quindi avremo un po' più di tempo, speriamo. E Berligia però buono, buonissimo giocatore. E un jucător bun care a jucat foarte bine, era și el puțin obosit. Avem jucători buni, însă în acest urmează o perioadă în care trebuie să ne antrenăm, să ne pregătim mult, pentru că am avut multe meciuri în acest start de sezon. Mulțumim. Mulțumesc. Extrem de dur la adresa arbitrajului, chiar total violent. Diferit de ce da. Povestea aici. Și atenție, vorbește din ce spunând că are văzut. De 20, de 30 de ori. 20, 30 de ori. Și mâna lui Daua, da. Și faultul. Dar și noi am văzut mâna lui Daua. Nu, eu nu spun care de tot. Eu mă referam așa. Dar cred că Dan Petrescu trebuie să fie mândru. Are un urmaș care îi duce flacăra luptei contra arbitrilor cu forță înainte. Ne-am exprimat. Părerea, din punctul meu de vedere, este penalti evident pentru FCSB. Dintr-o neglijență, își vede că îl împiedică pe Companiu, care cade, iar dincolo Daua, mâna lui Daua este lovită, însă vine dintr-o deviere în contactul cu piciorul și pământul și nu trebuie sancționată. Și vezi, Dane, cum vorbeam, Mandurlini a venit cu altceva, altfel vorbește omul, nu se manifestă ca Petrescu, pierde meciul ăsta, nu are gura foarte mare, dar spune niște lucruri pe lângă tot ce s-a întâmplat. Și nu povestește deloc de fapt că el a fost implicat în pierderea meciului. Dar suntem foarte supărați, vorbești de ce n-a fost, nu mai, s-a terminat cu domnia aia când pierzi. Întotdeauna ți-a spus. Vezi că domnia este bună în momentul când câștigă. Când pierde, omul se transformă, nu mai este atât de bun. Nu m-aș fi așteptat la un italian să aibă rețineri în a contesta. Nu, dar te așteptai, la cum l-ai văzut până acum, să fie altfel. Da. Altfel, față de Dan Petrescu. Da. Câteva declarații și din partea lui Adrian Ilie, cel care a dat lovitura de începere a acestui meci. Da, a fost și în tribune și pe teren. Pe teren mai puțin, dar mă bucur pentru victoria Stelei. Cum a fost să dați lovitura de stare? Ca și atunci când jucam fotbal și începea meciul. Emotivare? Am avut mai multe emoții când a strigat tribuna decât când am dat cu piciorul mingii. Așteptați să câștige FCSB-ul?
Păi sunt cam cea mai în formă echipă și mă așteptam să-i bată pe cei de la CFR care veneau și după meciul de la Turci, care poate și mai obosiți. Ce ați transmis lui Florinel? Doar să fii atent la joc, concentrat, atât. S-a făcut de-a lungul zilelor o comparație între dumneavoastră și Florinel Coman. Suntem jucători diferiți, nu comparați jucătorii. Da, după cum nu este de vreme. Ei deja au un joc destul de bun, au arătat în aceste meciuri și cred că și CFR-ul și ei au opțiune pentru a câștiga titlul. Vă doresc succes la toate echipele române. Sper să se califice și să avem în competițiile europene echipele acolo. Credeți că va mai juca pe ce să acum nu știu. Să aveți o seară bună și felicitări, Stele. Da, l-am ascultat și pe Adrian Ilie. Vedem și câteva imagini după fluierul de final al lui Bârsan. Evident, cu bucuria jucătorilor, celor din stafful FCSB-ului, o bucurie împărțită, așa, sau, mă rog, la care a participat și publicul, o atmosferă senzațională, realmente senzațională. 28.519, parcă este cifra oficială a celor prezenți la stadion. A căzut și recordul, era undeva la 22.500, că e la meciul Steaua Dunăre, ce se Steaua Dunăre în jucat în aprilie. În mod normal, meciul cu Norșelan se joacă aici, nu? Adică nu cred că ar putea să fie alt. Sau să nu, să fim precauți totuși, nu cum. N-ar fi motive să nu se dea dreptul de jucarea meciului aici. Chiar nu sunt motive, nu? Organizare impecabilă, dorința fanilor de a veni aici, nu? Recordul ăsta spune mult. Comportamentul lor chiar este o surpriză, o mare surpriză, că la astfel de meciuri mai vedeam mai o torță, mai apărea câte ceva, însă aici a fost totul extraordinar. Cum te aștept să arate primul 11 la meciul de joi? Echipa de stare din repriza a doua, cumva? N-ai cum să ghicești ce visează Gigi. Și asta e adevărat, da, corect. N-ai cum. Bine, n-am zis aici la pauză, pentru că toată lumea se întreba de ce nu joacă Companio, de ce joacă Octavian Popescu. Păi, Gigi, ce crezi că a făcut prima repriză? Ea studia pe cei de la CFR, a văzut ce joacă și după aia a făcut schimbarea câștigătoare. Adică nu, aici n-ai ce să discuți. Omul stă, prima repriză, o vede, probabil cineva lângă el, cu laptop, cu tot, cu nu știu ce, vede toate astea, schimbare, intră ăsta, intră ăsta, schimbăm și așa... Chiar și așa meciul. A fost mai bun ca Mandorlini seara asta. A fost mai bun decât Mandorlini și nu mă așteptam, știi? Adică când le faci paste așa după ureche, te aștepți să nu iasă. Și când le face un antrenor, te aștepți să iasă. Dar cam al lui Mandorlini a fost după ureche, după părerea mea. Are totuși și Becali un merit. Că dacă vede că nu iese ceva gen Octavian Popescu, atacant central, totuși renunță la idee. Da, adică nu merge. Omul studiază, nu crezi că nu studiază. Prima repriză este foarte atent, studiază adversarul perfect, l-a citit perfect pe Mandorlini, a schimbat, a mutat cu Companiu și a câștigat meciul. Echipa bună, cred, joi. Pentru că nu joacă în campionat. Dacă juca în campionat era altceva. Nu joacă în campionat, mai au peste o săptămână meci. Și cred că le și cam frică de danezi. Nu uită rezultatul ăla din calea afară de mare de bine, anul trecut. Au și folosit jucători. Ok, au folosit. Norgeland ieșea în formă în campionat, are 3 meciuri, 3 victorii. FCSB 4 meciuri, 4 victorii, mă refer acum doar la... Și cu niște jucători de mare calitate, trebuie să spunem. Da, niște jucători tineri de mare calitate. Adică, în mod normal, ar trebui să pună probleme mari FCSB-ului, da? Să vedem, că nu se știe niciodată cum gândește Gigi, cum face echipa pentru meciul de joi. Și a mai căzut și mitul ăla susținut de Becali, că cine are galben în prima repriză, mai ales dacă este în defensivă, trebuie scos. Păi Chirichi și-a luat din mitul 7 sau ce minut era. Nu l-a scos, nici pe Daua nu l-a scos când luase galben. Pe Ziv Morgan l-a scos. Păi da, l-a scos. Păi l-a scos Mandorlini, adică nu știe Mandorlini cum știe Gigi, adică... Nu le miroase așa. Avea și Aieti, nu avea? Avea și el. Avea și Aieti. Da.
Bun, ne oprim aici. Mulțumesc mult, Costantin Zota. Mulțumesc, Basara Pandoro. Să ne revedem mâine la minutul 91 după meciul Voluntar Rapid. Noapte bună.